vină ăștia curieratul, că astăzi vin discurile, m-au anunțat aseară. Sper să nu vină când încep oadul, că nu e nimeni acasă. Silvia Dan. Ce? Silvia Dan. Am un pic de febră de ieri, frate. La picioare? Da. Da. Mai e și partea aia prima cu elasticul? Dacă n-am scris-o, da? Dacă n-am scris-o, nu. Da, nu știu cum o fi cu 15 să merg. Nu merg, pot, nu știu. De tata o să-mi omor palmele. Da, sunt multe colapsuri pe toate. Ce?
E cum e? 20 de minute pauză pe urmă? Nu, mă. La minutul 20 începe partea a doua. Ah, e. Chiar dacă am terminat sau nu? Îți spune în tanie, dacă te-a 20 de minute. Dar n-a trebuit a 20. Jesus. O să fie greu cu gantele de 15. Una. Ha? Una e ok. Normal cu una, dar o să merg cu două în mâini, sus. Trebuie să stau cu ea așa, sus, nu? Da. Pe stânga e nașpa. Bun, hai încălzire. Să luăm. Da. Încălzire. Încălzire. Thank you.
Io tre se fa quattro ture. Oggi spero che non ho furiato la metri. Pensi quattro ture fa, con quattro metri? Și atunci fac patru ture. Na, fără un metru. Mi-e foarte bine. Ce? Am eu credere că rezolv metrul ăla din pix. Păi fără un metru. Las gantera. Dar mi-e foarte greu cu 15. Cu 20. Deci mi se rupe brațul. Dar eu vreau să dat un lap 70 în tura asta. Mie mi de cele 35 de bar masă la pintura 2.
Dar ce trebuie cu mingea? Eu nu. N-ai zis. Toate jardinele sunt locuite de sit-up cu minge. Deci trebuie să fac cu mingea? Da. Dacă vrei. Vai, ce? Vai de măsa. Chiar mă gândeam cum odihnesc, ca să-i dau. Și dă. Ce? Mă duc până la toaletă, bine. Bun, mai stai să fie 40 fix. Mai ai 3 minute. Mai ai 4 minute. Atunci ce ceas e? La mine sunt 4 minute fix. Cât e ceas? Și 36. Pe telefon. La mine și 37. La mine și 37 pe ceas de aici. E fixat aiurea ceasul. Ceasul meu de aici nu e fixat la secundă. Ăsta de pe telefon e fixat la secundă după un altă. Nu mi-am luat genunchiere. Păi la atâtea lange să studiați. Vai, dacă te pula, vai, că nu mă s-am. Eu am febră la brațe încă de sâmbătă. La brațe? La antebrațe. La nu antebrațe, la uimei în spate. Da, și oadul 2 îl începem la 1. Ce?
La 1 îl începem pe al doilea. Să urli când îți 20 de minute de acum am gătat. Cinque minuti in Italia, bene. 15 minuti. Buono. Deci, dacă la 15 minuti n-ai gătat, te oprești. La 10 de secunde. Ia, Doamne! Doamne! Zece. Cinci. Trei. Doi. Bun,
Más de dos minutos. No crees, no lo entiendes. Thank you.
Desde todo desde segunda. Ispe. Change. Dat. No, è la prima ora che mi ha applicato discurre. Che? È la prima ora che mi ha applicato discurre del pregante. Della lunge. No. Contra. Non so. Deve essere un comandante. L'altra. Non è vero. Gantere che dormo ti dormo una del 15. Da una mea. După aia să-ți mai comanzi una, să mai plătești transport și pentru aia. Dar cum fac eu cu două date de 15? Ce dracu fac cu două date? Destul de des. Deci mai aveam 10 metri de lunges și burpees. Burpees au fost super nașpa. Doamne, acum 15 burpees pull-ups. Jesus. Acum partea a doua mă las o termin, da? Ce? Partea a doua nu-i time cap. Ba, da, da. 20 de minute. Mai avem 2 de jumătate. Tare curioasă cum se discute aia. Cea mai proastă cunoștință. Ce? Cea mai proastă cunoștință care o am. Mai taci odată, că omul am vorbit cu el personal. M-a sunat. După ce am pus comanda aia, m-a sunat. Deci am vorbit atât, am pus la igre non-stop, îți zic ce play-uri să-ți iei și îmi trimis mesaj că ți-ai luat niște fișate de play. Cât de proastă să fii? Deci mai există să fii mai proastă de atât, dar nu știu. Am văzut că-s de la ATX și... Păi, non-stop de la igre cu ce vrei tu să-ți iei ce aia. Ți-am zis ce și dintr-o dată că vrei tu să-ți iei de singură. Da, eu am mai știut ce-am vorbit cu tine. Ai zis că te doare pentru 100 de lei îți iei niște căcat.
Na, noroc că m-a sunat ăla, că ăla m-a sunat, nu eu. Să-mi zic că plate-urile alea vin în 40 de zile și am zis că foarte bine că nu le mai vreau, că vreau altceva. Și mi-a zis ce? 40 de secunde. Da, e dezastru site-ul de la Epic. Efectiv, e dezastru. Dar ce caz în primare, scurioasă. 30 de secunde. Da, de mă. Dece. 5. 2. 1. 3. Ce? Nimic. Thank you.
mucho. Thank you.
Acum veni curierul, trebuie să ieși și după aia continui. Dinudean! Ce? Nu e acasă! Nu e acasă! Thank you.
Thank you.
Mai am lounges și eu. Mai am lounges, ce gata, mai ai lounges. Aia am zis. Mai am lounges. Mai am lounges. Surdule. Ce ai zis? Asta ziceam, că mai am lounges. Hai, da, l-am văzut. Mai repede și nu mai fă 10 pași până între lounges. Țiganca dracului. Face mă la pistă. Avea ține echilibru. Doamne, urât a fost. Am venit pe tine. Dacă te trezești, Dani, trebuie să mă opresc, că sunt singur cu el. Ce? Zic, a rămas singur cu Ari, o pleca mimi cu treabă. Dacă se trezește, gata distracția. Bine. Uite ce jucărie faină. Hai să vedem ce aici. Hai ce mă rup pe umărul, frate. Bă, ar să exact cu aia de la sală, formatul. Care deci, nu se compară cu Falco. Vezi? Da, sunt mai groase, cred că, sau așa poate, sunt mai groase? Da. Păi da, tot la urmă. No. Bună. Care de la sală, mă? La ce sală sunt care? La Smart, ce aproximativ calea. Alea de 5 și alea mai mici. Astea sunt mărime normale, nu?
Da. Spitalele de la Palma. Alea de la sală de 5 sunt mai mici, în pula mea, încerc să zic. Astea sunt mărime de oară? Da, astea sunt sală de la Falco, dar sunt mai groase. N-am înțeles. Da, sunt astea de la Falco, dar sunt mai groase. Bun, eu pe atunci. Așa mi-a zis că are nu știu ce fier în obutru, zic ce mi-a zis, dacă el minte nici eu. Și că nu se îndoaie. Atunci bune, dacă mai groase, e bine. Da, mă, mai groase. Deci numai pe mâna dreaptă am făcut la unde. De ce ai făcut așa ceva? Pentru că te și cine ți-a zis că ai făcut așa ceva? Păi n-aveai voie. Nu ai voie să faci asta. Păi că n-am știut. Bă, dar tu ești jur că ești cel mai țigan om care eu știu. Când bă, te antrenezi, frate. Nu pura când te antrenezi în pula. Păi mă, prostule, ai zis că trebuie și pe mâna stângă și pe dreapta? Nu mi-ai zis că o să te doară pe stânga și când ai început vadul. Da. Și e nasol pe stânga. Aha, și te-ai răzgândit brusc, n-ai mai făcut. Păi și de aia n-am mai făcut. Da, mă, bravo. Și mie mi-era mult mai greu pe stânga. Dacă știam că e obligatoriu, făceam. Ei. Nu mă s-a ce-a transpirat, frate, haosul ăsta. Foarte oribil. Și mă doare umărul de mor acum. La bar masă la ți-am zis că dau cu ei. Și ce ai? N-ai făcut toate masalapurile? Da. Hai să-i dăm. Un clean pull, un squat clean, un split jerk. Deci eu la bancă cu bila am fost mult mai nasol decât mă așteptam. Trebuia să fac eu fără bila, că mi-am putut brațele și acolo.
îi mult mai ușor ca pe GHD, dar mult mai greu ca pe Casita. Da. Aici, în GHD dracu știe unde l-aș mai pune. Bine, bureții mi-a ieșit de 10 ori de la picioare. Bă, și la solo a fost. La fete era cu 22,5 și la băieți era cu 30 de kilograme, Erix. Da, bine, la, nu la unde s-a fost, la unde s-a fost partea ok din workout. Acum la 20, 15, 35. Cu 70, 105 pull-ups. La două încheiem, da? Da. Uite o etichetă. Să vezi mâine febră la cur. Ce ai zis că vin greu ăsta de la Refit? Că văd că o vreți pe zi pe alta. Cine mă? Cine zic că vin negreu? Ce ai zis? Nu, ți-am zis că sunt praf. Și că multe le au pe site, dar nu le au în stoc. Cum ți s-a întâmplat ție, de fapt. Ah. Nu sunt ieftin deloc, nu știu ce e tot. Des... Da, m-am uitat la suport. Nu e mai ieftin. Am văzut cu 150 de lei suport discuri, dar nimic n-au pe stoc, tot e sold out. La ce să te uiți? M-a uitat la suport. La ce ai zis că te-ai uitat? La suport discuri.
Dar eu ți-am zis că fac 150 de lei și tu te uitai să iei de la ei de unde l-am copiat eu. Da, mă uitam să văd ce au ăștia. Dar n-am văzut. Când facem intruț, e de la ei. Da, m-am văzut. Copiat de la ei. Cu cât îi facem intruț? 150 de lei. Păi am să zic, este, au și ei cu 150 de lei, dar e sold out, nu mai au pe stoc. Nu, e cu 200 de lei și la e jumate cu mărimea. Două din alea a venit 400 și de lei. Split jet. Da? Split jet. Bă, ți-o oprește creierul destul de des. Da-ți-o. Deci, facem joi sau nu facem? Cum rămâne? Bă! Eventual, ok, și pe via.
Eu știu că e cam complicat pentru mine. Eu trebuie să vin apoi acasă, fac duș și să fug la lucru. Via vine cu mașina cu pizza. Când vine. Păi, la ce oră? De roata jos. Păi când vreți, își dă roata jos și și-o bagă în mașină ea. Păi numai dacă vreți pe la 10 dimineața, 10 jumate. Păi eu cred că joi e liber, nu știu, trebuie să nu. Ca să am timp să vin, joi am de la 5. Da, ți-am zis, tu cu pizza de la tine la mine faci 45 de minute, să zic. De unde știi tu cât fac eu? Păi zic, cât faci? Deci până în centru, la capitol, fac maxim 15 minute. Bă, tu n-auzi? Vrei să mă înțelegi, că e mult de mers de la tine la mine. Cu mașina îți faci 15-20 de minute. Da, bun, eu n-am cum să duc pizza în minicul. Mă, dacă nu pot să pun pizza la Dan în mașină, să dau banchetă, tu te vă... Complicat. Ma, dacă vin cu pizza, cât fac, fac aia. Deci, vii, vorbesc cu Bianca sau nu? Da, mă, dacă 10 jumate, dacă mai târziu nu pot. Că n-am timp. Asta nu este mai ce. Ia să mă uit în orar. Ai orarul meu, să nu-l caut acum. Bun, joi pot de la 10 jumate. Trebuie să văd când am joi, am de la... Fai, joi am de la 4 jumate repetiție, deci mai târziu nu pot. Dar nu e un clin, tu faci clin de zi. O, putui morții, mă zi, da. Am făcut clin de zi. Clin bun.
Eu mai am una și gata. Eu nu mai fac că trezesc pe alții, cred că o arunc. Și nu mai închef. Nu mai facem deadlift, nu mai facem, nu? Ah. Deadlift, nu mai facem. Ba da, am zis. Îți pui discurile alea de 5, vechi, unul peste altul și toate discurile care ai. Adică o să faci cu 50 și cât o vei. Da. Mamă, ce mi-a revenit acum, dar m-a lovit un cataroi când am gătat vădura aia. Deci, efectiv, eu am zis că dau quit la alea 20 de bar masă, la plus am zis că le scalez, că nu le fac. Am cedat un pic psic. A fost grele, mă, cu bila, m-am supraestimat. Deja simt curul. Cinci pe 30, 45, 60, 75, 150 de metri. Ia mai pe un clean pull. Ți-am zis de 10 ori split jerk. Tu chiar nu mă asculți? Nu pot să fac split jerk. Dacă îmi pun mai mult, mai fac ca lumea split jerk. Ia să văd cum faci clean pull. N-am fost atent și mi s-a părut că faci o prostie mare. Da, fix pula. Tu lovești bara și tu ești aici și bara aici. În loc să o lovești, dar să tragi așa. O dai încolo. Tot ceva de genul. O lovești prea în față. Deci tu când o lovești, îți sari de aici și de aici faci așa. În loc să de aici cumva. Așa trebuie să vină. Pe lângă corp, bineînțeles. Dar ăla l-ai făcut dezastru, era aici. Pula mea, da. Deci aștept niște discuri de 0,5 de 2 săptămâni.
Mi-am schimbat un fel de discuri. Am pus tot ce am avut, am lăsat cele două discuri jos. Deci dacă o să câștigăm proiectul la lucru, un proiect mega mare și vreo câteva luni, nu știu dacă o să mai am eu timp de crossfit. Pe dracu. O să fie haos. Seara. Sper că măcar seara, dar la început o să fie dezastru. M-o și avertizat. Păi seara, mie-mi convine seara. Cât mai seara. Da. Oricum trebuie să schimbi, trebuie să fac programul de seară de o oră, oră și ceva și de dimineață să revin eu la ora 7 conditioning. La oră jumate e ok, cu tot cu încălzire, toate prostiile, stretching, accept, dar deja pe la două ore nu mai am chef. Astăzi, la când ne-am apucat? Mai stai de tine, mă! La când ne-am apucat? La 12. Ce? La 12. Uite, două ori. Bine, am cam lăbărit-o după ce am uitat o aducat, să fiu sincer. Nu mai e foarte greu să te apuci de forță tehnică după oa, de aia stai atât. E, putea să ne apucăm, asta nu știu, te lenești. Dacă faci înainte forță tehnică, după aia te apuci de oa, de altfel. Da, și faci o altă slabă. Da. Acum mi-a revenit postic, că-s ok. Pe și eu. Acum pot zic că... Da, primele minute după oa, din așa. Dar acum am da, multe treabă. Hai să văd cum faci deadlift-ul ăla. Îți pui plate-urile și te sui pe plate-ul. Ce idee știu cum să faci? Ziceam că să stai două, nu știu ce. Ce? Pe plăci, mă. A? Te sui pe două discuri. Eu stau pe discuri acum. Da, mă, zicea de pauză ceva, nu zicea de pauză. Nu. Am scris ceva cu pauză. Îmi vine să mai fac 8 și gata. Păi ți-i prea ușoare. Da. Asta o să-l dau și lui Alin să văd dacă are chef să-l facă. Și că e pe exercițiile lui preferate. Da. Thank you.
Eu trebuie să-l chem pe Mitruț să mute bara mai sus, că Aron nu poate să facă tracțiuni. Mai trebuie un schier și gata. Da? Mai trebuie un schier. Da. Și un sac de nisip. Poate ne facem dacă... M-am tot gândit să vorbesc cu ăla de la... Eu cu la OSC, că pentru acasă, unul și ea. Am văzut că ai pus fat drop. Burpee pull-ups sau strict pull-ups? Fac burpee strict pull-ups. Ultima. Ai merge cu sedința, băga-mea și picioarele. Ce? Am început ședința. Aha. Ciao.